Oamenii au venit deja la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, acolo unde este depus sicriul cu trupul înalt preasfinției sale, Pimen. Cu lacrimi în ochi, credincioși au venit să-i aducă un ultim omagiu părintelui mult iubit și să aprindă o lumânare. Acolo sunt și jandarmi care se asigură că oamenii păstrează distanța. La Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou se află și colega mea, Alina Iosif. Ne spune ce se întâmplă în aceste momente acolo. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața! În aceste momente credincioșii participă la slujba de Sfinții Sfântul Constantin și Elena. S-au strâns aici mai multe persoane, vorbim în jur de 200 de persoane care participă la slujbă. De asemenea, oamenii intră în mănăstire pentru a-și lua rămas bun de la înaltpreasfinția sa, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, sicriul cu trupul acestuia, fiind depus aici, la biserica, la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, unde preotul a slujit în ultimii ani. În mormântarea înaltpreasfinției sale va avea loc mâine la sicăstria Putnei, acesta va fi dus de la Suceava acolo, pentru că așa a lăsat cu limbă de moarte, a vrut să fie înmormântat la Putna. Se iau măsuri la acest moment, au fost montate garduri de protecție aici pentru a nu se crea îmbunzeală și sunt importante forțe de jandarmerie, dar și de polițiști locali în zonă. De asemenea, se păstrează distanța, au fost marcate, s-au făcut marcaje aici în fața mănăstirii, dar și în curte, pentru ca oamenii să păstreze distanța, având în vedere că este totuși o pandemie de COVID-19. Înaltpreasfinția sa, Pimen, a fost arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților timp de 29 de ani. El spunea că, deși s-a născut la Buzău, a fost copilul răsfățat al Bucovinei, pentru că Bucovina l-a primit cu brațele deschise. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Prima moartea lui, să știți, chiar cel puțin eu cum l-am cunoscut, o predicat un pic la unchiul meu atunci și ce m-a impresionat cel mai tare a fost faptul că mi-a zis așa, să învățăm copiii noștri să bat un cui la casă pentru că vor să fie legați întotdeauna de acel cui. Le pare rău la suceveni de părintele că așa de un suflet bun aia și de ajutor și ne binecuvânta în toată duminica, toată ziua când vine aici, întotdeauna ne binecuvânta. Și știți cum simțeam un ajutor așa când la sfârșitul slujbii punea mâna pe capetele noastre și ne binecuvânta. Simțeam toată săptămâna că e un ajutor așa primit. Ne pare rău. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Îmi pare rău pentru tine. Vă pare rău. E în ordine. E un gest frumos făcut de suceveni că au venit aici și au... Foarte frumos. Veniți să plângi. O pierdere mare pentru Bucovina. Foarte mare. O recunoștință este din partea noastră pentru preasfinția sa, deci... E o pierdere mare pentru Bucovina. Este, pentru că a fost un preot foarte bun, un om care ne-a învățat foarte multe și care am avut ce învăța de la dumnealui și ne pare rău pentru pierderea pe care o avem. Dumnezeu să o odihnească. A plecat după o viață bogată, lungă, rotnică. Ne așteptam la plecarea sa pentru că avea o anumită vârstă, dar situația din țară și din lume a grăbit, văd, părăsirea acestei lumi. Am fi dorit să mai rămână printre noi. Un părinte simplu.
bucuriată sunt. Faptele lui au vorbit mai mult decât cuvintele care le-au spus alții prin cărți sau prin revizite. O să rămână în memoria tuturor așa bisericii ca un om extraordinar de bun. Cum urmă sunt? Cum a fost și viața lui? Simplu. Nu știu.